Am plăcerea să-mi revăd colega de facultate după, cred că mai bine de 10 ani. Am văzut ceva la un moment dat pe Facebook, o poză la uh, finalul facultății cu toată seria noastră și efectiv nu m-am mai recunoscut acolo când m-am uh, -am, uh, uh, văzut. Amalia Arhire medic specialist în endocrinologie, o specialitate care pe mine m-a fascinat și e foarte, foarte utilă, complexă și de mare, mare interes. Și mai mult decât atât, Amalia, te-ai apucat să faci a doua specialitate în diabet și bol de nutriție, tu lucrând deja la kilostop tot exact. pe zona de diete, nutriție, sfaturi din zona aceasta și recunosc că mă și enervezi cu postările tale, cu meniurile de pe Facebook, le observ pe, pe toate și încerc mmm, cum să-mi configurez micul dejun sau prânzul sau cina și mă inspir acolo. Ce faci? Cum ești? Bună, mersi de invitație în primul rând. Sunt foarte bine, sunt foarte încântată că mă aflu aici și mersi mult că putem să facem lucrul ăsta împreună pentru că îmi place foarte mult și mie ce faci tu și partea asta de educație e minunată. Cred că toată lumea are nevoie cât mai mult de educație medicală, nutrițională și atunci cu cât facem asta mai mulți împreună, cu atât e mai bine. Mm. Și ce fac? Sunt foarte încântată de proiectul ăsta de copii. Pentru că e atât de mișto să lucrezi cu cei mici și să vezi cum poți să schimbi lucrurile de micuți și după aia ei cum poți să facă valuri în jurul lor, și că privesc totul cu super încântare și cu entuziasm și orice chestiuță cumva o asimilează super repede și găsesc ceva minunat în orice. De la ce vârstă sunt copiii? De la 2 ani să știi că. Wow! Da. Și cum e pentru tine să. Lucrezi, bineînțeles, ca ai părinții aproape și schimbi da, informații. E cu, e cu părinții mai mult, la cei mici, cu cei cu copii e mai după 8 ani, mm -hmm. dar e foarte, foarte fain oricum. Am ales să că mi-am notat aici nouă idei de discuție, nu că am nevoie de research sau nu știu ce, pentru că e un domeniu care m-a interesat destul de mult și pe mine, știi, factorii de risc cardiovascular cu obezitatea, lucrurile aici sunt clare. Uh, și din păcate vedem din ce în ce mai mult, nu e doar în România, este un trend negativ global, obezitate și obezitate uh, infantilă. Am trecut la punctul nou în ideile mele, obezitatea la copii. Uh, dintre cei cu care lucrezi uh, tu, cum ai observat lucrurile și cum au fost în ultimii ani în, în România? Vezi din ce în ce mai mult? obezitate la, la copii, cât de receptivi sunt părinții atunci când le explici riscurile uh, imediate și a la lung, uh, și unde vezi că ar mai fi de lucru ca societate și ca uh, individ. Văd că e o problemă majoră și mai ales după pandemie și după tot lockdown-ul în care copiii s-au învățat să stea doar în casă, să nu se mai miște deloc și să nu mai interacționeze unii cu alții decât prin ecrane cumva kilogramele în plus au crescut. Ce e foarte important de spus este că ei au învățat de la părinți să mănânce emoțional și pe frica de pandemie au început unii dintre ei să ronțeie și să mănânce de teamă și asta s-a dus la în medie 10 kg în plus sau poate wow. chiar și mai mult în wow. câteva luni de zile. Și din ce văd eu sunt în niște probleme destul de importante șocant este că părinții cumva nu-și dau seama de lucruri decât când e deja prea târziu, aș putea spune sau mult prea târziu, pentru că vorbim de adolescențe de peste 100-120 de kilograme sau de copii mici de 7-8 ani de 70-80 de kilograme, pentru că toți încă mai așteaptă ca lucrurile să se regleze din mișcare și din creștere, cu toate că dacă nu ne mișcăm de un an și uh, compensăm cu alimentație, nici nu mai creștem. Hmm. Și cumva să știi că sunt destul de mulți copii cu boli ale adulților la 14, 15, 16 ani și te trezești în cabinet cu diabet, cu bol de inimă, cu hipertensiune, cu ficat gras și cu o grămadă de lucruri um, care ar fi putut să se dragă mai repede dacă părinții nu ar fi așteptat. Cred că e o mare problemă de educație aici. Cumva cu părinții nu-și dau seama că toate complicațiile obezității și a kilogramelor în plus la un adult poate să fie mai mult și la un copil și iar e o problemă, cred, de educație și de identificarea excesului de greutate pentru că, din ce mi-am dat eu seama, încă nu știm cât e prea mult când să mergem la medic, când să mergem la pediatru sau la medicul de familie, când să mergem la nutriționist și cât să mai așteptăm. Amalia mi se pare și din ce am observat eu în ultimii ani devine din ce în ce mai mult o nebuloasă în zona de diete, pentru că toate publicațiile uh, au materiale, cum să slăbești 20 de kilograme în două luni. Dieta paleo, dieta ducan, dieta nu știu care, dieta cu pietre de râu, dieta cu orice combinație, ceaiuri de slăbit care sunt promovate pe Instagram, Facebook și pe toate platformele de influențări. Cum. Poate o persoană să aleagă informație de calitate din tot acest val de multe ori de pseudoștiință? Cred că e foarte greu, într-adevăr, mai ales pentru o persoană din România, pentru că să știi că, din păcate, e foarte multă informație de proastă calitate, adică o informație care nu e medicală, e luată de diversi jurnaliști de pe alte site-uri, poate făcute de. de alți oameni nemedici. Uh -huh. Și atunci, cumva, e multă informație, dar cred că trei sferturi dintre ea nu e reală sau nu e bazată pe știință și, într-adevăr, cred că românul încă are nevoie de o minune sau simte nevoia de o baghetă magică și dacă ar putea să, nu știu, printr-o pastile sau printr-un minim efort să regreze multe lucruri, ar fi mult mai bine, dar asta nu prea se poate din păcate. Mă depășește chestiunea asta? Am încercat să o sap și să-i aflu resorturile, nu știu, cerebrale, care sunt mecanismele acolo, de ce oamenii se comportă într-un fel. Unii ajung la niște kilograme destul de multe în plus pe o perioadă destul de lungă de timp, da? Uh -huh. Și atunci, debarasarea de aceste kilograme, de ce ar trebui să se facă în două, trei zile? Știi? De ce totul cu nevoie? Și, uh, încă o dată, alegerea uh, drumului cel mai ușor Adică, bun, nu te mai străduie și tu să ai grijă la alimentație, să faci niște mișcare? Nu. Dacă se poate cu un ceius, cu o pastilă, chiar și cu operație, că sunt la modă acum cu balonașele în stomac, inelul, micșorarea de stomac și toate cele. Și cu atât mai mult, oamenii au nevoie de informații clare și cred că ar trebui să o spunem ce înseamnă, Apelarea la un om care are competență în așa ceva, pentru că, din păcate, în domeniul acesta, dincolo de jurnaliști care publică chestii traduse foarte repede și aruncate pentru clicuri și afișări, avem nevoie de persoane competente care scriu anumite materiale și avem nevoie să mergem la medic de nutriție, diabet și bol de nutriție, care știe ce înseamnă mecanismul optimizării masei corporale, dar știe să se uite și la ceilalți parametri din corp. Adică e foarte ușor să tragi linie, să faci o ecuație, da, aportul caloric mai mic, consumul mai mare, vei pierde niște kilograme. Dar care este efectul în corp dacă tu pierzi niște kilograme foarte repede, știi? Asta e foarte important de, de spus. Așa cum știe în medicină, nu există boli, există pacienți uh -huh. și în nutriție nu există o dietă universală, există planuri alimentare specializate pentru fiecare om. Unu, pentru că fiecare om e, are un program separat și știe el propriile tipicuri și propriile preferințe alimentare sau alergii. Uh -huh. Și doi, pentru că fiecare om poate are problemele lui de sănătate sau lucrurile pe care e dispus să le facă și lucrurile pe care nu e dispus să le facă. Și atunci, unul, tocmai, fiecare dietă este, sau cea mai bună dietă este cea pe care tu poți o ții și care e potrivită pentru tine plus cea care te ajută să fii mai sănătos și cumva mai energic și nu care te îmbolnăvește și după te face să, nu știu, te urăști, să urăști fiecare clipă, să ajungi să nu mai suporți ceea ce mănânci și să vrei să scapi foarte repede toate lucrurile astea. Și atunci e nevoie să fie un doctor, e nevoie să fie un om specializat care să țină cont de toate lucrurile astea și să îi facă omului din fața lui să explice care sunt riscurile, beneficiile și cumva planul de organizare pentru ca el să poată să facă lucrurile astea la lung. Menținerea mm -hmm. e mult mai importantă decât slăbitul și un plan alimentar organizat și o nutriție sănătoasă și o alimentație sănătoasă sunt mult mai importante față de orice dietă minune, ca să spun așa. Fie că înseamnă ia keto, paleo, oricum ar fi, cumva chiar și astea nu pot, nu pot să fie ținute pe termen lung. Vin la tine la cabinet, uh, am aproape 35 de ani, peste vreo două luni de zile împlinesc, chiar dacă parcă pare că am mult mai mult de atât. Uh, am 130 de kilograme, dorm prost, sunt sedentar, sunt fumător, mai consum și alcool din când în când. Uh, M-am descris destul de bine, nu? No. Uh, care e mecanismul, cu ce începem? o evaluare, așa cum orice medic începe cu anamneza, adică cu niște întrebări despre stilul de viață, despre problemele de sănătate, despre comportamentul alimentar, poate chiar cu un jurnal alimentar. E șocant. Comul din fața ta, dacă stai să-l întrebi ce a făcut în ultimele trei zile, ca și noi, de altfel, nu mai știu ce au făcut. Na? Nu ai o idee ce au mâncat, ce au băut, unde au fost, cât au mers. Și atunci, cu cât îți notezi lucrurile astea, cu atât îți dai și tu seama ce se întâmplă cu tine și cu cât ești mai riguros în aceste lucruri, cu atât poți să-ți dai seama de lucrurile pe care le poți face și ce faci bine, ce faci mai puțin bine și nu prea te ajută. Uh -huh. Apoi, într-adevăr, e foarte important și partea de hidratare și ce bem și cum bem și cât cum dormim, cât dormim pentru că tocmai vorbim de endocrinologie și de hormoni partea asta cu bioritmul hormonal și ritmul nictemeral toate reglate de creier cumva reglează și ceasul intern al tuturor organelor noastre, inclusiv al florei intestinale și a cloronului și deci a digestiei vorbind de tocmai analize de sânge, probleme de sănătate din familie, tratamente pe care le iei, plus cumva stilul tău de a mânca, modul în care mănânci și ce ești dispus să faci. Ești dispus să îți menții greutatea, să slăbești, vrei să fii mai sănătos, foarte mult contează și partea asta de motivație și de înțelegere și a mea ca doctor, dar și a ta ca om, de ce îți dorești mai departe cu tine. Mm. Să spunem un exemplu dat de mine, că am o componentă psihică care contează foarte mult în această ecuație. Îmi dau seama că mănânc de multe ori compulsiv, pe fond emoțional. Și cred că din cauza asta am ajuns să am 120-130 de, de kilograme. Dacă vin la cabinet, am parte de ajutor și pe, pe, pe componenta aceasta psihică? Da, ne lucrăm cu psihologi, tocmai pentru că lucrul ăsta e foarte important. Putem să facem și noi o parte din ele, dar foarte mică, cumva o parte de comportament alimentar și de organizare de mese și de soluții de scurtă durată, dar acolo e de văzut de ce se întâmplă asta, ce emoții declanșează în tine mâncatul ăsta și cum putem să facem ca să înlocuim acest mâncat cu altceva. Mm. Și atunci da, e tocmai așa cum e în orice uh, boală, pentru că să știi că obezitatea este o boală și până și Uniunea Europeană a acceptat o de anul ăsta e nevoie de o echipă multidisciplinară, adică tocmai un medic de familie plus un cardiolog sau uh, medici de diverse specialități pentru bolile unui respectiv, un uh, psiholog, poate chiar și un psihiatru și un nutriționist. Mm. Uh, am făcut anamneza, am făcut consultul, uh, am făcut analize de sânge care, mă rog, sunt ele pe acolo, nu sunt perfecte, dar asta e. Uh, am discutat și cu psihologul, am remarcat niște probleme, sunt destul de motivat, sunt destul de ambițios și vreau să dau aceste kilograme. Ce facem mai departe? Ce facem mai departe? Facem un metabolism de repaus, adică vedem ce înseamnă arderile tale, cât consumă corpul tău fără să se miște. Cam, cum, că... cam cum se calculează asta? Fie printr-o formulă de calcul, fie în clinică la noi se poate face printr-o investigație care se cheamă calorimetrie indirectă, pe principiul că nu stocăm nicăieri oxigenul și că tot ce intră în noi ca oxigen iese ca dioxid de carbon, putem să vedem metabolismul până la nivel celular și înseamnă doar că te întinzi pe un pat și respiri cu un fel de căscuță și știm cam care sunt arderile tale. Practic Metauz. fac și o ședință de meditație dacă vin la cabinet. Exact, da. Bun, stabilești metabolismul bazal. Exact. Ce facem mai departe? Și apoi facem ce înseamnă un deficit caloric, adică un minus între ce înseamnă calorii pe plus, adică energia pe care o mâncăm și o bem, că mai nou o și bem destul uh -huh. de mult, și energia pe care o ardem, atât prin partea pasivă, prin metabolism, cât și prin partea activă, adică prin mișcare. Uhum. Și facem un deficit de calorii, pentru că, de fapt, țesutul nostru gras, asta e, sunt calorii care n-au fost arse și care s-au depozitat bine acolo, sunt rezervele noastre, pe care avem nevoie să le dăm jos dacă sunt prea multe și deja ne îmbolnăvesc. Cam cum ar fi safe să procedăm? Să zicem că a mea masă corporală optimă pentru înălțimea de aproape 1,80 ar fi pe la 70 de kilograme. Uh, și am 130, am 60 de kilograme în plus. Cum facem uh, programul? Slăbim cât mai repede într-o lună, două sau ne propunem, nu știu, un kilogram, două pe lună și vedem peste niște ani ajungem la uh, masa ideală? Aș pune undeva între, pentru că, și dacă e mult mai lent, am observat că lumea se plictisește, și dacă nu are un rezultat acolo ceva palpabil, s-ar putea să fie un efort mult prea mare față de ce rezultat ai. Nici prea repede nu e ok. Unul, pentru că înseamnă clar că. O să faci un efort mult prea mare și s-ar putea să te biciuiești și atunci să nu-ți placă ce faci și să nu poți să faci pe termen lung. Așa că e ca un fel de maraton. În uh -huh. principiu, media de slăbit e de între 4 și 6 kg pe lună, mai mult în prima lună pentru că se dă și excesul de apă, pentru că apropo când slăbim, slăbim din toate compartimentele, asta înseamnă și apă, și os, și mușchi, și grăsime. Și apoi vom pierde mai mult pe grăsime. Și, într-adevăr, e important ca măcar jumătate din ce dăm jos să dăm grăsime și centimetri. Mm. Uh, deci, nu 20-30 de kilograme într-o lună. Nu, nici cu chirurgia bariatrică nu ajungi la suma asta. Am înțeles. Am nevoie de sport neapărat ca să slăbesc Amalia? Uh, da, pe termen lung, da. De ce? Mm -hmm. Pentru că dacă nu o să pierzi mulți din mușchi și foarte mult din os și atunci ești la risc, unul să-ți pierzi metabolismul, să-ți pierzi mușchii care sunt cei mai importanți pentru reflexe și să-ți pierzi și din os și să ajungi la osteoporoză și să te rupi din orice, să faci mm -hmm. facturi și pentru că după o perioadă de două-trei săptămâni corpul nostru este atât de inteligent și vrea să ține de depozitele noastre încât scade metabolismul bazal și mai mult și ne blocăm și nu mai slăbim. Oricât de bine am ține dieta aia. Și atunci ca să scăpăm de asta avem nevoie de mișcare. Bun, dar am 130 de kilograme, deja mă dor articulațiile membrelor inferioare, genunchi, glezne, aoleo am și niște cragmente mă și sperii când, când, le aud, dureri nu mai zic. Să știi că folosesc creme, unguient cu antiinflamator, diclofenac, uh, iau și oral uh, ibuprofen, am luat destul de mult în anumite perioade, nu mai zic când e norat afară particulațiile mele gem. Uh, ce sport fac la 130 de kilograme? Vezi că eu nu am folosit cuvântul sport. Am spus mișcare. Mișcare, a, ce a interesant. Toată lumea fuge de cuvântul sport. Și eu l-am urât foarte mult timp. Pentru că la asociem cuva, ori cu sala, ori cu, nu știu, probele de pe Ceva la... Ceva mai intens. Exact. Uh -huh. Nu, ne ajută orice. Mai ales dacă sunt multe kilograme și un pic de mers pe jos sau chiar și puține exerciții, nu știu, cu brațele. Orice, inclusiv un pic de stretching sau de kinetoterapie ne ajută. Mm și pe măsură ce se topesc kilogramele, pot să amplific cumva și exact. intensitatea exercițiului? Mai ales că tocmai încep să-ți folosești mușchii și articulațiile și ele nu o să mai facă zgomotele alea mm. <laughs> pentru Dar... că sunt folosite. Aș greși dacă la 130 de kilograme m-aș duce la fotbal, m-aș duce să alerg 10 kilometri, m-aș duce să fac nu știu ce cățărare și alte uh, sporturi? A spune că nu e o idee prea bună. Pentru că îți supra articulațiile care sunt oricum foarte, foarte muncite pe kilogramele în plus. Pentru că dacă mi-ai spus că greutatea, și într-adevăr greutatea ideală ar fi pe undeva pe la 70-80 de kilograme, <laughs> da? dacă tu ai 130, înseamnă că tu vei cărea constant cu tine, după tine, un sac cu 50 de kg în plus. Și, și dacă, pe lângă asta, tu vrei să-ți supui articulațiile și la un efort constant și de o mare intensitate, ele o să cedeze destul de repede și apoi nu o să poți să faci niciun fel de mișcare și ne-am blocat cu totul. Mm. Am intrat într-o într -o zonă pe care o întâlnim destul de des în practică. Exact. Când vine pacientul și se plânge de durere articulare și da, vedeți că aveți niște kilograme, destul de multe în plus, haideți, domnule, haideți, doamna, doctor, că nu se poate așa ceva. Voi nu, reparați putem să îmi dați acolo un supliment de articulație, nu știu ce știi. Și e foarte greu să uh, introduci cumva în mintea omului, să-l faci să înțeleagă exact care este mecanismul și pe calea logicii simple, dacă vei... Pierde anumite kilograme și oasele tale uh, vor fi mai, mai ușurate și se va vedea uh, efectul uh, pozitiv. Eu cred că exact asta aș spune oamenilor că am văzut atâția pacienți, atâtea persoane care au slăbit și care și-au dat seama că sunt mult mai ușor și la propriu și la figurat și cumva se pot mișca mult mai ușor și mai bine și nu mai sunt înțepeniți, nu mai iau orice durere de oscior în momentul în care merg un pic pe jos și eventual mai cară și o, nu știu, sacoșă de 2 kg după ei. Mm. Dar Amalia a foarte multe reclame la televizor pentru articulații, artrostop, nu mai știu cum, iau pastiluța și apoi mă duc să fac dans și nu funcționează? Nu mă ajută? care bine ar fi, dar A, să știi deci că tot nu. pe slăbit E pe slăbit mai și de mișcare și o mișcare controlată pentru că tocmai articulațiile, cu cât le folosești, cu atât sunt mai ok, cu cât nu le folosești, cu atât înțepenesc. Mm. Și acum cu online-ul ăsta e o problemă majoră. De ce e o problemă majoră cu online-ul? Că nu prea știm, nu avem măsură, nu avem moderație? Da, și pentru că și adulții și copiii nu se mai mișcă deloc și cumva rămânem nemișcați ore întregi până la 8-10 ore în fața unui monitor de orice fel. Mm. Uităm și să bem apă și deci să ne hidratăm și să ne hidratăm și articulațiile. Nu ne dăm seama cum stăm, cât de aproape stăm și ce postură avem și apar contracturi musculare și dureri. Am pățit-o și da, eu, așa apar că... Apar probleme de coloană, apar hemoroizi, apar traiecte varicoase, apar probleme la ochi, apar dureri de cap, apar uh, o mulțime. Și ar trebui să facem cam tot ce putem pentru a evita sedentarismul. O să mai luăm cât o pauză de 10 minute când suntem la birou pentru uh, dezmorțirea uh, oșcioarelor. De ce ne îngrășăm, uh, Amalia? Unde greșim ca societate, ca indivizi uh, în uh, tot ceea ce facem ca lucruri care încă o dată pot să pară uh, nesemnificative, știi? Mărunte, dar ele coroborate ne duc la kilograme peste kilograme care se tot pun acolo. Ne trezim la un moment dat că trecem prin fața uh, unei oglinde și uh, ne speriem. Wow, eu am ajuns așa? Și atunci vrem pastila, vrem soluția miraculoasă, vrem ceva repede. Citim o dietă, nu ne ducem la medic. A, ce să mă duc la medic? Păi, mă duc, dacă mă duc în spital, știi tu, marota, da, nu că iau infecție de acolo sau se întâmplă nu știu ce. Medicii oricum sunt vânduți Big Pharma și ne îndoapă cu pastile și cu procedurile lor și și au comisioane de la absolut tot ce recomandă. Stăm cu orele pe hol și nu ne bagă nimeni în seamă și toate cele și mai bine apelăm noi la un vraci, la un șaman, la un cocktail, la un ceai recomandat de nu știu ce uh, vedetă. Cum facem să limpezim lucrurile aici? Um, aș spune că ține de organizare în primul și în primul rând și că tocmai lucrurile actual se întâmplă cu o viteză atât de mare încât nu ne mai dăm seama. Nu ne dăm seama că nu mai avem timp să mâncăm, mâncăm pe fugă sau ronțăim, tot timpul bem diverse lucruri și nu ne dăm seama și cumva ignorăm niște lucruri pentru că merge și așa și pentru că avem alte priorități și că tocmai deja când e destul de, nu știu, târziu sau s-au acumulat niște kilograme care ne și dor cumva, Știi, orca articulații, orca probleme de, de sănătate, or chiar ca probleme psihologice, psihiatrice cu atacuri de panică, insomnii, toate lucrurile astea cumva se leagă și cu cât amânăm mai mult și nu avem grijă de noi, nu cred că nu știu cât de mult ne iubim sincer și nu știu cât de mult ne ascultăm noi pe noi ca să ne dăm seama că, nu știu, ne biciuim și nu avem grijă de corpul nostru. Mm. Am adus vorba la început de meniurile pe care le postez pe Facebook și recomand persoanelor care se uită la noi și ne și ascultă să te să te urmărească ai activată funcția de follow la Facebook sau nu? Aia. Să intri în Dacă o ai activată cu atât mai bine să te urmărească oamenii. Pentru că mi se pare tare util ca un medic să-ți spună acolo ce să pui în farfurie și te poate inspira dincolo de toate dietele astea fantasmagorice care circulă peste tot. Amalia, cum să mâncăm sănătos? Eu am o vorbă, ca bunicii noștri, echilibrat. Să încercăm să ținem postul dacă se poate, să încercăm să mâncăm mai mult în prima parte a zilei și mai puțin în a doua parte a zilei. Să facem excepții, dar să fie excepții. Mm -hmm. Adică să avem un dulce, dar la câteva zile, să avem și un suc, dar iar la câteva zile. De poftă! Exact. Ca o recompensă pe undeva. Tocmai. Pe se poate. Să mâncăm variat, să mâncăm alimente de sezon și cumva să avem un pic de timp să mâncăm și să ne organizăm. Adică să ne gândim un pic ce să mănânc astăzi, cum mă descurc și cu ședința asta și cu, nu știu, uite, mersul la sală și cu întâlnirile cu prietenii ca să pot să mănânc bine dar și să uh, mă răsplătesc cumva, mm. știi? Dacă ne lăsăm ghidați de fugă, foame și instincte, o să ajungem nici să nu ne dăm seama, știi, că nu știu, uite, am mâncat două pungi de covrigei și una de alune și am băut un litru de, nu știu, suc și, și suntem obosiți și nu mai putem și epuizați. Ce, ce facem cu zahărul? ce facem cu zahărul din, pe care îl luăm din alimente, dar care, pe care îl luăm și ca adaos în băuturile carbogazoase, în fel de fel de uh, produse intense, procesate. Uh, cum îl contorizăm? E ok să-l eliminăm? să întoarcem spatele zahărului? E foarte greu să-l eliminăm pentru că e peste tot. Dar eu zic că e bine să fim conștienți la el pentru că Credem-mă, e peste tot, inclusiv în cărnuri, în somona fumat, în toate lucrurile pentru copii și frumos ambalate. Mm. Și cu cât nu citim ingrediente și chiar credem lumea pe cuvânt, cu atât nu prea e ok. Uh, și aș zice să încercăm să mâncăm cât mai puțin procesat și să-l punem noi cu lingurița, că e mai sigur așa. Știi că este trendul, oamenii au început să conștientizeze impactul negativ al zahărului asupra organismului și au apărut înlocuitorii, da? Substanțe artificiale sau substanțe naturale care vin așa ca un substitut de, de zahăr. Ce spun studiile aici? Sunt înlocuitorii artificiali, să zicem, o variantă sănătoasă? Până la un punct. De ce? Pentru că aparent studiile arată că pe termen lung nu e nicio diferență între zahăr și înlocuitor, chiar și sănătoși și cu zero calorii, pentru că există și din ăștia, pe riscul de obezitate, pe riscul de cancere, pe riscul de bol de inimă. Pentru că, de fapt, tu substitui ceva dulce cu altceva dulce, creierul tău știe că... Că e un dulce, de fapt. Da, Plus, și pancreasul tău s-ar putea să secrete în continuare insulină, deci să te îngrașe, și tu, știind că n-am caloriile astea de aici, aș putea să le mai iau și de altundeva. Și, per total, aparent, nu, uh, nu ești cu mult mai puține calorii în plus. Mm. Amalia, cum arată o zi la tine pe partea de alimentație? Ce mănânci la micul dejun, la prânz? Și la cină. Spre exemplu, de dimineață ce ai mâncat și dacă ai apucat să iei uh, prânzul, dacă nu știu, poate ai fost prinsă cu uh, multe consultații, treabă, activitate uh, medicală. Să știi că încerc să-mi iau uh, minimum 3 mese și cumva între, măcar o chestie de 10 minute, chiar dacă nu e atât de sănătos uh -huh. uh, să o am, pentru că știu despre mine că dacă mi-e foame rău, nu o să fac cele mai bune alegeri și atunci încerc să nu fiu atât de foame dimineața uite chiar și am postat, să știi. Am făcut un fel de rap cu pui și cu legume și cu brânză de capră. La brânză am mâncat o ciorbă, un pic de pâine și de nu știu, să vedem. Cred că tocmai mai aveam niște pui. Eu ok să beau cafea. Da, e ok. Studiile arată că până la două cafele pe zi sunt ok. Nici nu deshidratează, nici nu supra-solicită inima. Uh -huh. După asta, în schimb, știi tu, medical nu prea e atât de ok, dar nici pe partea de hidratare, pentru că începe să te deshidrateze și ar trebui să bei câtă cafea, atâta și apă. Pun în cafea zahăr, sirop, lapte, îndulcitor artificial... Depinde după gust, dar eu aș spune să Lăsăm lucrurile cam cum sunt ele naturale sau să punem un strop de lapte dacă, nu știu, ai o gastrită și o bei pe stomacul gol. Siropuri și zahăr cât mai puțin, pentru că să știi chiar pentru un adult, pentru un bărbat sunt până la 30 de grame de zahăr, pentru uh -huh. o femeie până la 20-25. Și de unde știu eu câte sunt? Ce înseamnă 30 de grame de zahăr? Mai pierd la asta, când mă gândesc la 30 păi de grame. Păi înseamnă o lingură jumate sau o lingurițe șase lingurițe. Depinde câte pâini. Dacă ai două lingurițe pe cafea și bei trei cafele pe zi, l-ai făcut și nu mai vorbim de sucuri, de mezeluri, sosuri, fast food și altele. Dar Amalia sunt persoane care consumă 2 litri de cola. Cola da. normal, nu uh, zero. Ce se întâmplă cu tot acel zahăr? Unde se duce în corp? Păi trece prin pancreas. E făcut de ficat trigliceride, adică grăsime, și apoi se depune exact pe burtă mm. și pe uh, organe. Problema tocmai la băuturi, și asta spun uh, foarte mult pacienților cu care lucrez, mai ales adolescenților, pentru că ei adu adoră sucurile carbogazoase, este că băuturile ne îngrașă mult mai repede față de mâncare, pentru că nu mai avem niciun fel de efort de digestie. Nu mai amestecăm și uh, cumva și putem să bem mai mult decât putem să mâncăm. Și mm. atunci, dacă nu te miști într-o oră, o oră jumătate după partea de, mă rog, băutură, sigur te-a îngreșat. Sunt un mare consumator de fructe. Când e bine să consum fructele? În ce parte a zilei? Le consum pur și simplu, e în regulă dacă mănânc și compot, E în regulă dacă fac, nu știu, două, trei smoothie-uri pe, pe zi? Fructele sunt foarte sănătoase, doar că, nu știu cumva, o mare parte dintre noi au impresia că doar fructele sunt sănătoase și legumele nu. Tindem să mâncăm mult mai multe fructe, dar ele au energie în ele, adică fructoză. Uh -huh. Și dacă nu le mâncăm mai mult în prima parte a zilei, se ne îngrașă. Chiar să știi că fructoza din ele după ora 6-7 seara se pune exact pe ficat și pe burtă și așa că ce auzim că hai să încercăm seara să mâncăm ceva mai dietetic și doar fructe, s-ar putea să nu fie o idee bună. Smuturile sunt foarte ok, sucurile de fructe nu prea. Nici măcar în diversificare nu se mai începe cu sucuri de fructe pentru că ne-am dat seama că ele le îngrașă foarte repede. Mm. pentru că înseamnă doar zahărul din fructe cu puține vitamine și minerale, fără fibre și atunci cumva ne îngrașăm mai repede, plus că putem să bem sucul din două, trei portocale și poate pe ele nu putem să le mâncăm cu totul. Corect, ne și păcălește pe undeva, da. nu mai știm exact cantitatea. E o cauza asta importantă pentru obezitatea în rândul copiilor? Consumul de 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 sucuri, de... Toate combinațiile acestea? Da, pentru că să știi că foarte mulți dintre părinți au înțeles că sucurile carbogazoase au zahăr adăugat și nu prea sunt ok. Și au trecut pe partea de freșuri sau pe, chiar și pe partea de uh, sucuri fără zahăr sau astiuri care, mm. de fapt, au tot atât de mult zahăr adăugat. Mai nu a apărut o chestie, se cheamă apă fructată, care înseamnă apă cu zahăr și cu niște aromă de fructe, ca tocmai să crezi că bei apă și ceva da, mai sănătos. de fapt, vânătos. e tot un suc. Exact. Mm, ăștia fac, sunt în stare să facă absolut orice să ne uh, păcălească. Amalia, am crescut cu uh, o chestiune care încă mă pasă mi se impunea să mănânc tot din farfurie. Cum e asta? Dacă m-ai auzit, am oftat. Pentru că și mie e la fel. Și foarte mult mi-a fost greu să scap de chestia asta. Încă mă mai lupt cu mine, pentru că nu trebuie să terminăm tot din farfurie. E bine să ne ascultăm și să mâncăm doar cât avem nevoie. Știi, înainte, și cred că asta e o problemă, pediatrii au văzut-o și cred că apare încă la părinții noștri și la bunicii noștri și deci la bunicii copiilor noștri um, riscul acela sau știi frica de foame și de copii slabi și malnutriți care era înainte de 90 a rămas în mintea lor și cumva e mai bine ca să pui o cantitate mare și te, te asigur asiguri că sigur va mânca bine copilul ăla ca așa e sănătos mm. Și sunt o grămadă de tertipuri, știi, și cu partea de dulce, că foarte mulți avem, că ceva bun e ceva dulce pe care îl primești după masă, care compensă și rămâi și cu obiceiul ăsta. Ți-e foarte greu să refuzi, ți-e foarte greu să lași ceva în farfurie, chiar dacă porțiile sunt din ce în ce mai mari. Și cumva te lupți cu tine și nu ar trebui să fie așa. Te duci în vizită la bunici sau, nu știu, la mătuși și bunica a făcut sarmale delicioase. Și spune, hai să spunem bunica aici trei sarmale. Ar bunica nu spune trei sarmale, spune 13. Ce faci că dacă nu le mănânci se supără? Îți mai pune și la pachet 20. Lei le la pachet, să știi că eu am pățit odată așa. Uh, eram cu sora mea și cu soții noștri, ne-a făc, ne făcut bunica un tort de mere și l-a tăiat în patru și ne-a pus fiecare wow. în farfurie câte un sfert. <laughs> 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 și atunci a trebuit să refuzăm, știi? Adică se poate, e foarte bine să fie dragostea, dar poate nu doar cu mâncare, sau cel mai bine să-i spunem e perfect, e foarte, foarte bun, o să mănânc doar atât acum cât atât pot, mai pune restul la mine, că văd eu ce fac cu el. Ok, pe la ce oră, până pe la ce oră pot să consum fructe într-o zi? Mai multe dimineața, mai multe la prânz, când? Mai multe dimineața, ideal până la 12, cam jumătate până la prânz sau până la ora 6, după, mai puțin sau spre maximum 100 de grame, mai mult de atât doar dacă faci mișcare după. Adică mm. dacă tocmai e mușchită, dacă vor arde glucoza aia, zahărul, atunci da, poți să mănânci dacă după ora 6-7 ajungi acasă și nu-ți mai vine să faci nimic, atunci e bine să nu-i nu dai corpului tău foarte multă energie. Cam ce cantitate de fructe pe zi? Sunt, Un kilogram? Pot? Sunt două porții de fructe și trei de legume. Ce cam, înseamnă două porții? Cam cât ții într-o mână. Adică 150 A, 200 de Mai grame. demoralizat. Eu când eram mic, se ducea bunica la colțul străzii la un aprozar acolo, cumpăra 4 kg de mere și spun că erau zile în care mâncam, le mâncam pe toate. Da, dar uite că 100 de grame de mere au 10 grame de zahăr, deci un kg de mere au 100 de grame de zahăr. Dar făceam mișcare, multă. Mă duceam pe Maidan, săltam colbu de pe stradă, plecam în aventuri, pedalam cu bicicleta, mă duceam la not și pe undeva contrabalansăm. Sigur. Din păcate nu mai facem asta acum. Nici noi, nici copiii noștri. Hai să te întreb ceva. Să zic că am un stil de viață m pe partea destul de dezordonat. Lucrez mult, dorm, haotic, însă mă și mișc destul de mult. Merg pe jos până la clinică, mă mai duc la un alt job, un loc unde colaborez, mă mai duc la, nu știu, bat de basket cu băieții, destul de multă mișcare într-o zi. Îmi permite mișcarea asta destul de multă să consum sucuri să consum alimente nesănătoase, gândindu-mă, da, dar oricum dacă iau calorii multe și de prostă calitate, contrabalansez cu mișcarea, le ard pe undeva, nu le pun pe mine. E posibil să te menții, dar nu să fii sănătos. Pentru că, așa cum ai spus tu, sunt calorii goale. Ele n-au energie de bună calitate, adică n-au vitamine, minerale, n-au nutrienți sănătoși și atunci chiar te pot îmbolnăvi pe termen lung. Plus, corpul tău o să-ți ceară în continuare alimente mult mai procesate și mai pline de zahăr, pentru că nu are energie. Și cel mai ușor e soia din zahăr. De unde iau amalia calorii de calitate? din legume, fructe și din mâncare adevărată. Asta înseamnă din carne, din ou, din pește, din, nu știu, pâine, dar o pâine bună, cât mai aproape de pâine adevărată. Din... Ce înseamnă pâine bună? O pâine integrală sau o pâine cu secară, cu semințe, o pâine care să n-aibă prea multe euri și care să aibă, să fie densă, compactă și să aibă fibre. Mm. Cam câtă pâine poți să consum într-o zi? Depinde de greutatea ta, depinde dacă ai probleme cu ea sau nu. Dar poți să mănânci bine, și depinde de gramajul pe felie. Dar ai putea să mănânci uh, într-o dietă normală chiar între 80 și 100 de grame de pâine pe zi. Depinde hmm. și câte alte făinoase mănânci. Până la un punct, uh, era uh, comunitatea științifică, toți cei din zona de nutriție, uh, aveau părerea că untul nu este sănătos. La un moment dat s-au întors 180 de grade, țin minte că a apărut pe coperta The New York Times Eat Butter și cu un calup de unt. Cum e acum poziția ta în raport cu untul? Pot să consum sau ar trebui să mă oferesc? Da, pot să consum, doar că tocmai are destul de multe grăsimi rele, adică saturate, care se pun pe vase, și atunci, unul e bine să-l consumi și cu fibre, adică tocmai cu o pâine integrală, de uh -huh. exemplu, sau dacă vrei să-l pui cu niște legume, nu neapărat cu un cartof care uh -huh. nu are fibre, să faci mișcare pentru că poți să arzi grăsimile de acolo și să-l consumi cu moderație, poate nu chiar în fiecare zi, pentru că ideal e să fie două treime din grăsimi vegetale și doar o treime animală. Și dacă mănânci și unt, și brânză, și, nu știu, piele, și carne grasă, atunci e cam mult. O, pot consuma? Le consum albuș cu gălbenuș, mă ferez de gălbenuș, cam câte o pe zi pot mânca lejer? Toate studiile arată că chiar și pentru diabetici, un ou pe zi în fiecare zi nu crește colesterolul. Mm. Și atunci poți să mănânci un ou pe zi sau două la două zile. Ok. Uh, am poftă de... Mamă, dar ce poftă mi se face și acum e poftă de o fripturică. Cam ce tip de carne ar fi bine să consum? Pește, fructe de mare, carne albă, carne roșie? Unde ar trebui să fie procentele? Cum să o prepar și în ce cantitate? E bine ca să fie mai mult carne albă versus carne roșie, pentru că mai mult. Ce de... ar însemna carne albă? Pui? Pui curcan. Curcan, Da. Uh -huh. Chiar și iepurele de casă plus pește. Da. Acum okay. e o discuție cu peștele cu mercurul și uh, plasticele și toți poluanții și disruptorii ăștia endocrini și atunci tocmai e, sunt cam două zile cu, cu carne roșie uh, două zile cu pește și rest carne albă cam așa ar fi ar fi bine să fie și o masă fără carne dacă se poate cantitatea să fie cam 100 depinde de la ce vârstă pentru copii mici 75 de grame pentru adult 150 poate chiar și 200 de grame de carne tocmai pentru că bărbații au o musculatură mai bine dezvoltată și au nevoie de proteină mai multă. Cam ce cantitate de proteină e, de ce cantitate de proteină avem nevoie pe zi? Cam 15-20 de grame din aportul caloric. Și atunci mm. nu pot să spun pe gramaj decât dacă ți-aș calcula tocmai metabolismul și okay. apoi necesarul caloric. Dar pentru menținere, cel puțin, asta e sănătos. Da? Au fost unele studii care au arătat că, mai ales pentru că nu ne mișcăm, poate fi sigur chiar până la 25%, de 25 din aportul zilnic de calorii să fie de proteină, că suntem mai sedentari. Mai mult de atât, nu prea e ok. Și atunci, tocmai, dietele low carb pe termen foarte lung s-ar putea să nu fie tocmai sigure. Mm. mai ales dacă ai niște probleme cu rinichii sau nu te hidratezi cu o corespunzător. Cum gătesc uh, carnea? La cuptor, la tigaie cu unt sau unt de lemn, uh, la grătar pe cărbune, la grătar electric, cum e mai sănătos? Sunt multe discuții aici. Hai! Uh, la cuptor, cel mai bine, dar nu în folie de aluminiu. De ce nu în folie de aluminiu? Pentru că se duce în uh, mâncare. <laughs> exact. Wow! E bine să nu mai adăugăm uh, ulei sau unt pentru că, unul carnea are și ea un pic de grăsime și, doi, uh, chiar și în menținere pentru un adult sunt maximum două linguri de ulei pe zi pentru că are multe calorii mm. uh, și uh, putem pe grătar, mai degrabă pe grătar electric versus cel uh, pe cărbun, tocmai pentru că dacă lăsăm carnea să se ardă foarte, foarte mult, pot să apară niște produse cancerigeni. M-a speriat OMS-ul la un moment dat, carnea roșie este cancerigenă. Cum fac? Mi-a venit să nu mai mănânc carne roșie, să nu mai văd, dar mi-e poftă de carne roșie, de o friptură de porc, o friptură de vită. Fac cancer dacă consum carne roșie? Știi cum e cu toate astea? Nu e doar un singur factor. Și mulți când vorbesc de carne roșie, vorbesc și de carne roșie și de mezeluri, pentru că și ele tot o carne roșie sunt și toate lucrurile pe care le asociem cu carnea roșie, că e mai bună o friptură sau un burger cu niște cartofi prăjiți, poate cu un sos, cu o bere sau, nu știu, cu un suc carbogazos. Mm. Și dacă tocmai avem grăsimi cu carne roșie, cu prăjală și cu zahăr, asta sigur e combinația, într-adevăr, în termen lung, cu un risc mai mare de cancer. Mai ales dacă poate nu mai ai niște gene așa de bune, ești sedentar, ești și fumător și mm. dacă mai ești într-un mediu poluat. Ce ar trebui, Amalia, să pun lângă o friptură bună? Legume? În primul și în primul rând, legume. Putem să punem și făinos și toată lumea se sperie de combinația carne și cu cartofi. Doar că dacă avem și legume acolo, să echilibrăm lucrurile, nu e nicio problemă. Mhm. Mm în primul și în primul rând că avem fibre, în al doilea rând că cumva reușim să echilibrăm lucrurile, iar dacă avem mai multe legume și cam jumătate de farfurie, asta ar fi proporția bună. Jumate de farfurie sau o mână deschisă de legume, carne cam între o trei sferturi și o, o palmă, mm -hmm. și făinos, cam un pot de palmă sau un pumn, asta e proporția un, unei mese echilibrate. Mm. Uh, pot consuma un pahar de vin uh, roșu pe zi, am înțeles că Sigur. e sănătos. Da, exact. uh, Bere? Chiar și bere, dar una de uh, 330 pentru femei, poate două pentru uh, bărbați. Trebuie să ținem minte, în schimb, că alcoolul are și calorii din etanol, care e pe locul 2, după grăsim, are și calorii din uh, făinoase, din glucide. Așadar mă îngrași dacă, dacă exact. voi consuma alcool? Prea mm. mult, da. Pentru o dietă, ca să am rezultate uh, cât mai bune, uh, alcoolul ar trebui evitat? Uh, da, s-au redus cât mai mult. O zi, maximum două, cu un pahar, pentru că blochează destul de mult uh, gluconeogeneza și cumva blochează uh, arderile. Ce, ce, ce înseamnă gluconeogeneza? Eu Inseamn, încerc să te da. întreb. Înseamnă uh... producția de glucoză de la nivelul ficatului. Și atunci uh, când faci asta, când uh, asociezi. Cu alcool, o masă, mai ales blocată în glucide, adică în făinoase, blochezi transformarea lor în ceva bun pentru mm. corp. Și atunci ele se vor transforma doar în trigliceride, adică în grăsimi, Și te vor îngrășa. Am înțeles. Amalia, există o piață destul de fervescentă, le vedem și prin supermarketuri, din păcate, date over the counter, pur și simplu ți alegi, cer la farmacie sau încă o dată pui în coșuleț la market, suplimente. Tot felul de suplimente, vitamine, complex cu vitamine și minerale, supliment pentru articulație, supliment pentru creier, pentru inteligență, pentru funcția ochilor, pentru memorie, pentru inimă, pentru rinichi. Ce facem cu suplimentele acestea? Au ele efecte pozitive? Sunt multe dintre ele care au, dar că recomandate de un medic care te cunoaște și știe problemele tale. Uh -huh. Eu aș spune că un supliment cu omega 3 e chiar necesar. Dar uh -huh. într-o cantitate bună, și cumva, tocmai pentru că sunt suplimente. Ce tot... ar însemna o cantitate bună de omega 3? Un gram pe zi sau poate chiar și două, în okay. funcție de greutate, uh -huh. da? Și aici depinde, pentru că scrie acolo, dar poate cantitatea nu înseamnă chiar omega 3, mai înseamnă și altceva sau înseamnă ulei de pește care nu are acolo doar grăsimi bune de genul omega 3. Um, și atunci trebuie să avem grijă ce luăm și de unde. E bine chiar și suplimentele să fie recomandate de un medic, nu pentru că ne dă cineva vreun profit din vânzări, ci mai degrabă pentru că știm ce e safe pentru omul respectiv, ce e sigur și cumva care cantitatea necesară pentru el. Uh -huh. Fie că înseamnă că are un deficit, fie că înseamnă doar că vrea să își țină niște valori normale pe vitamine minerale. Iar vitamina D. Știi că ți-am zis într-un post că vezi că e cumva, nu știu, nou panaceu universal. Nu e chiar panaceu universal, doar că foarte multă lume are deficit de vitamina D. Și acum, cu cât stăm mai mult în casă, cu atât, sau în mașină, cu atât avem și mai mult deficit de vitamina D, care chiar e importantă pe lângă partea asta de creștere, dezvoltare, oase și în imunitate și în multe alte lucruri. Cât ar trebui să stau la soare ca să-mi fac uh, suficientă vitamina D? Depinde de vârstă și depinde de anotimp. În lunile fără r, din iunie aș zice mai chiar 15-20 de minute în soare, direct sau indirect, cu mânecă scurtă, într-o zi în care să te și înrășești un pic. Mm. Da? Și să n-ai factor de protecție peste 15 pe tine. Aia e destul de greu. Nu prea ies la soare, nu prea un umblu cu mânecă scurtă, vezi că sunt cu hanoracul acum. De unde aș putea să mi-iau vitamina D? Iau dintr-un complex, din anumite alimente. Din alimente e destul de greu, pentru că doar în peștele se găsește. Ai uh -huh. nevoie de cam 150 de grame de pește gras în fiecare zi, doar somon, pastrel sau macrou, ca să ți aducă necesarul cât de cât pentru un bărbat de 70-80 de kg, nu pentru uh, kilograme mai multe. Vitamina D e o vitamine care se absorbe cu grăsime și se duce în grăsime. Deci, dacă ai kilograme plus de grăsime, mai mult. E liposolubilă, da, vitamina exact. uh -huh. uh, Se duce în grăsime și nu în sânge, și atunci e destul de greu. Ar trebui să mâncăm foarte mult pește. Mai e, dar foarte puțin în gălbenușul de ou. Și uh, mai există, dar mai puțin la noi, cereale sau lactate fortificate cu vitamina D. Adică fortificate, adică au fost pus. Uh, exact, adăugat. Okay. Da? Bebelușii mai au. Uh -huh. da. Amalia, am fost în urmă cu câțiva ani la un coleg medic, eram la spital, mi-a făcut o ecografie că își dădea el competența de eco și a zis, ai vasi vă, să-ți văd pancreasul, rinichii, ficatul. A pancreas n-a văzut așa mare lucru, rinichii pare să că sunt în regulă, dar când a pus sonda pe ficat, s-a speriat. Mi-a zis ficat gras. Am stat să caut, băi, ce fac cu ficatul gras, de unde e ficatul gras? Ce faci când vine un pacient și spune de chestia, chestiunea aceasta cu ficatul gras? Îi explic că e o problemă foarte importantă și să știi că sunt foarte mulți copii care au început să aibă ficat gras pentru că nu se mișcă și pentru că mănâncă destul de procesat și cu multe zaharuri și toate mm. lucrurile astea se duc direct pe, pe burtă și nu doar pe grăsimea de sub piele, de o vedem noi, și pe organe. Și problema cu ficatul gras este că tocmai el se chinuie să funcționeze bine, dar cu cât îl bombardăm și cu zahăr în plus, și cu calorii în plus, și cu colesterol în plus, și ne și îngrășăm de la asta, pentru că, da, clar că înseamnă un plus acolo, cu atât el va fi din ce în ce mai obosit și riscul e foarte mare să se transforme acel ficat gras într-o hepatită sau chiar într-o ciroză. Wow, mă sperii cu asta. Ce ar trebui să, să fac acum cât mai repede, să schimb în uh, obiceiurile mele, în uh, stilul meu de viață până la urmă, ca să scap de ficatul gras? să scazi alcoolul și sucurile carbogazoase, foarte, uh -huh. foarte mult, mâncarea procesată, iar să fie cât mai mult din partea de grăsimi slabe, adică tocmai iaurturi sau carne albă, legume și fructe, dar mai puține, pentru că, după cum ziceam eu, fructele, mai ales seara și într-o cantitate mare, se pun exact pe brută și se duc în ficat, uh -huh. și să facem mișcare. Legume pot consuma în cantitate mare? Verdețuri, tot felul de legume? Da, doar că trebuie să avem grijă că dacă avem și o problemă cu fierea, adică cu colecistul, s-ar putea să ne dăm un pic peste cap. Sau dacă avem o gastrită și iar abuzăm foarte mult, s-ar putea să ne activăm gastrita. Mm. Amalia, să știi că m-am hotărât acum când începe sezonul estival, vreau să-mi lucrez corpul. Vreau să am niște poze superbe pe Instagram și pe Facebook. Și dincolo de exercițiile pe care le voi face, antrenament mi-am propus în fiecare zi, o oră și jumătate voi sta la sală, vreau să iau niște suplimente cu proteină suplimente care să mă ajute să mă recuperez foarte repede după efort și tot felul de aminoacizi am găsit eu pe un site și par cu rezultate foarte bune. Îmi recomanzi aceste suplimente? Nu. Unul pentru că s-ar putea ca ele să aibă precursori hormonali. Asta înseamnă substanțe care să se transforme în hormoni în corpul tău și chiar și dacă nu sunt așa și chiar sunt naturale o încărcare prea mare de proteine în corpul tău, mai ales în condițiile în care te duci și lucrezi o oră jumate sală și poate nu te hidratezi, poate să fie un pericol mare, mare pentru rinichi. Mm. Și chiar am avut pacienți care au ajuns inclusiv la dializă și la insuficiență renală acută pe uh, proteine multe de la sală și cu uh, mult efort fizic la sală și cu deshidratare vara pe 30-40 de grade. Și atunci îmi iau proteinele exclusiv din alimentație, din friptură, din ouă Așa și din bine. niște legume, desigur că și ele conțin uh, într-o anumită cantitate proteine și nu să nu iau suplimente cu proteine, prafuri și toate cele. Dacă facem asta și sportivii de performanță fac asta, de exemplu, o fac totuși cu controlul unui medic. Care înainte îi verifică starea de sănătate, vede ce se întâmplă pe rinichi, pe aparatul urinar și cumva îi, can îi calculează cantitatea de proteină pe kilogram corp, adică pe câte kilograme are el, uh -huh. cât poate să ducă uh -huh. uh, organismul respectiv și de unde e sigur să le iei din suplimente și uh, câte să iei din alimentație, pentru că totuși se vor absorbi mult mai bine din alimentație față de orice shake sau supliment uh, e vândut pe oriunde în lumea asta. Am înțeles. Amalia, din experiența ta, îți vine un pacient, un adolescent, să zicem, obții niște rezultate foarte bune. Acel pacient reușește să-și imprime niște obiceiuri pe care să le păstreze la lung, niște principii de viață sănătoasă sau tinde, după ce a terminat dieta, s-a trezit la 60 de kilograme, să zicem, să revină la obiceiurile nesănătoase. Dacă e vorba de copii sau adolescenți, dacă au și un sistem foarte bun în jurul lor, format din familie, adulți, prieteni și tot își schimbă stilul de viață și înțeleg de ceul în spatele acestei schimbări, atunci sunt foarte multe șanse să rămână așa și să nu reia kilogramele în plus. Uh -huh. uh, și la adulți și la adolescenți, dacă o iau doar ca pe o dietă, o corvoadă la care te supui, nu știu. 5 luni și apoi gata, faci tot ce ai tu ca înainte, clar că o să pună toate kilogramele la loc. Și cumva asta e important să înțeleagă lumea. Că menținerea e undeva între îngrășat și slăbit, clar. Adică nu poți să faci nici toate lucrurile pe care le făceai când slăbeai, dar nici să revii la toate lucrurile pe care le făceai când te îngrășai. Îți vin pacienții în familie? Cum ai observat asta? vin mamă, tată, copil sau dacă e vorba de un cuplu și ambii parteneri au probleme cu niște kilograme în plus, înțeleg asta și participă, este complianța mai bună la sexul feminin versus sexul masculin sau invers? Cum mai observa lucrurile? Am văzut că îmi vin și pacienți în familie, doar că depinde foarte mult de motivație. Nu știu dacă e neapărat important sexul, ci dacă tu chiar îți dorești să faci asta și să-ți schimbi viața, să ai mai multe obiceiuri bune și să faci lucruri care te ajută. Dacă amândoi vor asta, atunci lucrurile vor merge foarte bine. Dacă nu vor amândoi asta și unul i-a dus, dacă cel care i-a dus cumva îl trage și pe celălalt, ar putea ca lucrurile să nu meargă bine pentru niciunul. Amalia, dar. Am citit destul de mult la un moment dat Gustav Flaubert care spunea grăsimea e un semn de bunăstare. M-am uitat la tot felul de tablouri ale lui Rubens, vedeam acele forme de unde și expresia rubensiene. De ce s-au schimbat lucrurile așa? De ce nu mai este grăsimea un semn de frumusețe, de bunăstare, un semn corelat direct proporțional cu avuția? De ce nu? De unde asta să fi, să, ai, să fi tras printr-un inel? Nu e să fi tras printr-un inel. Ba chiar știi că sunt studii care arată că dacă ești subponderal și treci printr-o boală, riscurile să mori sunt mai mari față de dacă ești supraponderal. Hmm. Dar una e să fii supraponderal și să ai ceva rezerve acolo de grăsime și alta este să ai prea multe și să fii obez. Și cumva să știi că la noi în România, ochiul nu e bine format. Și cumva persoanele cu kilograme multe în plus sunt de fapt doar persoanele care au obezitate morbidă, adică cea mai severă formă. Și asta nu prea e ok. Obezitatea de, de la ce imece ar începe? De pe la 30? Pentru adult, da. Mhm. Uh -huh. Și vorbim și de supraponderalitate de la IMC 25 până la 30. Și sunt foarte mulți care sunt supraponderali și încă o dată, cu riscuri crescute de diabet, boli cardiace, boli neurologice și toate cele. Are un om nevoie de o sensibilitate, o sensibilizare, mai bine spus, atât de dramatică să se trezească la 200 de kilograme, spre exemplu, ca să spună, da, trebuie să fac ceva, de ce așteptăm de multe ori, ne culcăm pe ore, și așteptăm până în ultima clipă ca să, ca să facem o schimbare în viața noastră pentru sănătate, care e un deziderat suprem? Uh, pentru că e greu să faci schimbarea aia. Și câteodată e bine să faci doar aceleași lucruri ca de obicei. E, și să știi că sunt mulți oameni care nu consideră ca o problemă decât când, nu știu, tocmai ajung la 200 de kilograme. Și au făcut deja multe complicații. Adică nu doar au kilograme în plus, ci au și boli date de acele kilograme în plus. Și chiar, uite, zilele astea e Congresul European de Endocrinologie, care a arătat că obezitatea crește cu 40% riscul de cancer. Tuturor ne e frică de cancer, dar nu înțelegem faptul că Genetica e puțin sau mult prea puțin din toți factorii de risc pentru cancer. Mm. Orice tip de cancer sau mai ales anumite tipuri, digestiv, spre exemplu. Digestiv, dar nu doar cancerele reproducătoare, adică și pentru bărbat, cancerul testicular, pentru femeie, cancerul ovarian, cancerul de sân, tocmai pentru că sunt hormonodependente, dependente, iar kilogramele de grăsime în plus fac estrogen în plus. Mm. Amalia, specialitatea ta de, de bază este en, endocrinologia și aici există patologii uh, foarte, foarte multe. Și fac o punte între endocrinologie și uh, partea de nutriție. Cât de mult ține scuza cu problema de tiroidă cu kilogramele în plus, pe care multe persoane zis, am probleme cu glanda? Foarte puțin. Chiar și uh, hipotiroidismul sever, adică uh, că nu ai aproape deloc hormon tiroidieni și ai un TSH de 100, adică extrem de mare, uh -huh. îți duce doar la vreo 5-7 kg în plus prin faptul că reții mai multă apă și cumva te umfli. Uh, partea de tiroidă e într-adevăr foarte importantă pentru metabolismul bazal. Și atunci dacă ai o problemă cu tiroida poți să ai un metabolism bazal mai mic dacă ai hipotiroidism. Deci dacă nu-ți merg bine hormonii, să zic așa, ai prea puțin hormoni. Hmm. Dar tot de la câte calorii mănânci, ți se trage. Da, stai puțin că sunt persoane care spun că se îngrașă doar uitându-se la o frunză de salată. Cum e asta? Nu există? Nu există, ai, să știi, mă, din păcate. Mă să mai... știi că sunt foarte multe persoane care nu-și dau seama că mănâncă. Sau... Nu mănâncă mâncare adevărată, adică stau la masă și mănâncă, știi, nu știu, friptură, cum spuneai tu, dar ronță e, În continuu, mm. ca niște șoricei. Diverse lucruri ambalate, care de obicei sunt foarte calorice și nici nu ne dăm seama că o pungă, nu știu, de chipsuri are, nu știu cât să zic eu, câte o friptură bună și o salată, poate și un cartofior mic pe lângă. Wow! Amalia, ce îi spune unui om? sfaturi din toată experiența ta de medic, după ce ai văzut atât de mulți pacienți de toate vârstele, ce ar trebui să facă un om de dimineață până seara, așa numitele principii de viață sănătoasă, pentru a rămâne normoponderal, pentru a avea energie bună, pentru a avea randament în activitățile pe care ele le face încă o dată în fiecare zi, pentru a trăi mai mult și mai frumos. Ce, ce, ce l-ai sfătuit pe acest om? Să facă mișcare, să doarmă bine și ca endocrinolog spun că e foarte important să dormi cel târziu la ora 11. Știu că e greu și pentru mine e foarte greu, doar că hormonii noștri sunt făcuți să dormim la ora 11 și să ne trezim de la 5, 6, 7 dimineața și atunci dacă avem un ritm altfel, chiar doar partea asta ne poate îngășa chiar cu 10 kg în plus. Serios? Doar da. tulburarea de somn aici? Da, wow. exact. Să avem un oral, orar de mese regulat, asta înseamnă totuși să avem un, cam aceleași ore sau interval de ore la care mâncăm, uh -huh. să fim previzibili pentru că nouă ne place predictibilitatea și creierului nostru la fel, cu cât facem lucrurile la fel, cu atât e mai bine și atunci nu acubulăm orice din, nu știu, stres, ca să spun așa, plus că nu vom mai mânca emoțional și să încercăm să stăm la masă, să mâncăm, să ne ascultăm corpul și să fim atenți la ce mâncăm și la cum mâncăm și să nu ronțăim între mese. E bine să avem două trei mese și cam atât pentru adult. Asta este noul standard, fără gustări. Pentru copii e foarte ok cu gustări. Pentru adult, nu, pentru că ne-am dat seama că acele gustări se vor transforma tot într-un ronțăit. Și asta ne îngrașă cel mai mult. Uite, am, în continuare primesc mesaje pe Facebook și pe Instagram și pe site. Oameni care mă întreabă, Vasi, care e treaba cu intermittent fasting? Merită să facă așa? Pot apărea efecte negative asupra organismului? Da. Acum sunt foarte multe studii și bune pe Intermittent Fasting, dar uh, mai degrabă în prima parte a zilei și nu în a doua parte a zilei, adică mai degrabă mâncând de la 10-12 până la 6 și ne mâncând seara-noaptea, aparent cu cât îți lași corpul și intestinul să ia o pauză de măcar 10 ore 12, cu atât e mai bine. Uh, și iar e foarte important să mănânci proteină, pentru că dacă nu sunt niște studii foarte recente care arată că scazi în greutate, dar pierzi destul de multă masă musculară, și să nu iei pasta ca un fel de slăbit, ci mm. să o iei ca un fel de pauză pentru tine, uh, pentru că într-adevăr uh, perioadele astea de curățare, pentru că chiar asta e o detoxifiere pe care o face corpul tău singur, singur el, pentru că poate să facă asta, te ajută să fii mai sănătos, să fii mai longeviv dacă după nu mănânci dublu pentru că te-ai infometat foarte, foarte mult. E foarte important însă să nu fie probleme de sănătate, mai ales diabet, dacă vorbim de tratament care să poată să scadă glicemia pentru că putem să facem hipoglicemii și atunci, atunci nu e pentru toată lumea. Sau dacă, nu știu, mâncăm emoțional uh -huh. pentru că atunci nu o să putem să ținem fasting-ul ăla. Dar dacă vreau să fac o cură de detox, am văzut eu niște substanțe speciale care mă ajută. Sunt și niște clinici pe așa ceva, pe detox. Nu știu câte zile beau, o zi beau doar apă, pe urmă nu știu ce suc cu varză, cale și nu mai știu ce aliment și elimin toxinele din organism. Da, le elimin în săptămâna aia și apoi le pui la loc. Așa că orice detoxifiere e mai bună făcută în fiecare zi, eu spun că tocmai știi postul ăla pe care îl țineau unicii noștri, chiar și cu postul negru, care este un intermittent fasting, știi? Cu somnul bine și cu uh, efortul fizic, asta ne ajută cel mai mult. Și degeaba te detoxifici o săptămână sau iei o pastilă pentru detoxifiere când tu te toxifici cu 100 de lucruri în ziua respectivă. Uh -huh zici că e mai bine să țin cont de uh, ceea ce fac în fiecare zi și să nu mă îmbuib cu fel de fel de alimente uh, toxice, nesănătoase, uh, mergând pe ideea lasă că 5 zile voi merge eu la nu știu ce program de detox și mă curăț și pe urmă iar pic în uh, regimul meu super nesănătos de, de viață. Deci tu îmi recomanzi ca în fiecare zi să am grijă ce mănânc exact. și să nu am uh, astfel de exact. mecanisme. Și de ce? Pentru că mai nou mă pe chimicalele astea din jurul nostru, care se transformă în niște lucruri care ne dau peste cap corpul, mai nu, nu mai contează neapărat cantitatea. Înainte era o vorbă, cantitatea, o travă ai dată de cantitate. Acum nu mai e chiar așa. Sunt, sunt, unele substanțe care rămân acolo în corpul nostru, în grăsimea noastră și nu este decât extrem, extrem de greu. Și atunci, cu 5 zile de detoxifiere, nu o să reușim să le scoatem de acolo. Mm. Dacă țin post negru, e în regulă? O zi? Doar apă? Da, e în regulă. Sunt oameni care fac asta până la 72 de ore, chiar și mai mult de atât. Mai mult de atât, în schimb, ai nevoie de niște minerale și suplimente și să poți să faci asta cu ajutorul unui medic, dar să știi că aparent tocmai cu cât nu ai atât de multe alimente în corpul tău, cu atât ai mai multă energie și să știi că eu am experimentat-o pe mine și cu intermittent fasting și cu keto, într-adevăr, pentru că încerc să uh, citesc foarte mult din, despre toate dietele și să le încerc și, într-adevăr, ai o claritate mentală dacă mănânci măn mai puțin carbohidrat și mai ales carbohidrat rafinat uhum. și ai o pauză alimentară, e cumva ceva șocant și am înțeles că toți marii din Silicon Valley fac asta ca să fie mai productivi. Da, sunt o mulțime de, de trenduri pe acolo. Uh, dacă aș mânca o dietă bazată exclusiv pe carne, ar fi ok? Am văzut, am citit despre asta. Da, știu, dar n-ar fi ok. Unul pentru că uh, e prea multă proteină și îți dai peste cap uh, rinichii, poate chiar și ficatul. Uh -huh. doi pentru că te constip, că n-ai de ajuns fibre, uh -huh. și trei pentru că n-ai decât niște vitamine, niște minerale, un pic de fier, și cam atât, și nimic din restul. Și atunci nu prea te ajută. Plus, carnea nu are carbohidrat în ea, adică um, un nutrient important care îți dă uh, energie pentru mușchi și pentru creier. Creierul are nevoie de carbohidrat, de glucoză, de zahăr, dar în cantitatea potrivită. Amalia i adus aminte de fibre. De unde le iau și cam care ar fi cantitatea necesară în fiecare zi? Cantitatea necesară pentru un adult mai nou este de minimum 25-30 de grame de fibre pe zi, pentru că s-au asociat cu o floră intestinală de mai bună calitate și de o, o floră intestinală care nu mai absorbe așa de mult colesterolul și glucoza, și deci cu o scădere a riscului de bol de inimă, de diabet chiar și de cancere, uhum. de unde le luăm, din, din legume, din fructe cu coajă sau din fructe de pădure, din oleaginoase, doar că trebuie să avem grijă cu ele, că sunt foarte calorice, din cereale integrale, foarte, foarte multe, și din, chiar și din ciocolată. De da? care ciocolată? Neagră. Mm. Ce înseamnă ciocolată neagră? Câtă cacao ar trebui să aibă? Peste 80%? Uh, între 75 și 80, după aia zic eu că nu prea mai e de mâncat. E Cam doar câtă ciocolată poți să mănânc într-o zi? Depinde de câtă mișcare faci. Mm. Dar poți să mănânci un rând, două, adică până la 40 de grame. Și îmi dai voie să am și câte un dulce din când în când, bine să în mă simt viz. bine. Îmi dai voie să am și câte o parte de câte o berică, un pahar de vin, uh, dar în rest... Să am grijă ca obiceiul să fie în partea cealaltă. Legume, multe exact. fructe în prima parte a zilei, mai puțin sau deloc seara. Să mă hidratez bine, să dorm exact. bine, pentru că este extrem de important pentru sănătate. Dar, Amalia, ce facem cu... Anumite categorii de oameni care adoptă un stil vegetarian, lacto, ovo, pisci, nu știu de care, sau chiar vegani, rovegani. Eu zic că e alegerea fiecăruia, și uh -huh. dacă sunt consiliați de un medic nutriționist, pot să facă lucrurile în așa fel încât să-i ajute. Sunt unii oameni care nu știu, adoptă acest stil de viață din motive etice, sunt alții care îl adoptă din motive de sănătate. Pot să aibă diverse alergii sau intoleranțe și atunci, din cauza asta, au nevoie să mănânce așa. Eu spun că echilibru e bine să fie în tot și mm -hmm. să mâncăm tocmai exact ca bunicii noștri și să fim și vegetariani sau vegani sau chiar rovegani, dar ocazional. Și să mâncăm cumva... Echilibrat și carne, și pește, și lactate, dacă asta nu ne face rău. Tocmai pentru că suntem făcuți să mâncăm de toate. Corpul nostru așa e făcut. Și atunci putem să nu le mâncăm, dar uneori poate să fie un efort mult prea mare. Și am observat tendința asta în a te feri de carne sau de pește, și a mâncat foarte multă uh, mâncare procesată, și sub, care să substituie exact uh -huh. carnea respectivă uh -huh. sau uh, mezelurile respective, și atunci nu e o idee prea bună. Cum vezi în viitor? Pentru că apar uh, niște procedee de a obține carne, uh, carne de sinteză, să-i spun așa, și sunt uh, chiar acum active localuri care vând burgeri din carne care nu e de origine uh, animală. Uh, M-am uitat la tot felul de documentare despre creșterea animalelor și tem fiori când vezi procesul industrial și cum uh, intrau niște cicluri de reproducere, uh, scroafele, nici măcar nu erau lăsate să se miște, stăteau niște cuși metalice, Apăreau purceii, stăteau puțin, erau alăptați, apoi luau imediat, intrau într-o altă zonă de, de creștere și era totul pe bandă rulantă pentru a produce carne cât mai repede, la fel cu pui, la fel cu, cu vaci. Și pe undeva... Sigur că, din punctul acesta de vedere etic, te emoționez când vezi și parcă nu-ți nu -ți vine să mai consumi uh, carne de origine animală când știi că e obținută prin asemenea procedee crude. Uh, dar care va fi viitorul aici? Populația globală crește din ce în ce mai mult? S-ar putea să nu mai fie sustenabilă creșterea de, de animale? Ce alternative am avea? Eu cred că partea asta tocmai e o idee foarte bună, atâta timp cât o facem controlat și cu studii bune în spate și nu avem substitute, nu știu, de chimicale, uh -huh. ci mai degrabă creștem chiar celule sau organe. Plus e bine să trecem și la alte surse alternative de, de mâncare. Nu știu dacă ai auzit că mai nou chiar și în Uniunea Europeană circadele, adică niște... Viermișori, gând, da? viermișori și gând, gândaci da, care au da. fost... A... Au fost... Uh, ai încercat așa ceva? Nu, ai -a fost acert, prin Asia? Aș, aș încerca. Zic că Serios. sigur aș încerca. Ha, bun. De la niște sfaturi care vin uh, pe linie competentă de la o persoană care a trecut prin șase ani de... Uh, Facultate de Medicină, care a făcut un rezidențiat, care știe cum funcționează corpul uman cu mecanismele lui în detaliu, care știe ce înseamnă o anamneză, ce înseamnă analize de sânge, alte uh, investigații care sunt atât de uh, necesare și face tot acest procedeu de optimizare a masei corporale într-un mod calculat, uh, punând în balanță riscurile și uh, beneficiile. Uh, de ce Amalia? Totuși există atât de mulți oameni care încă se informează din surse, care n-au nicio treabă cu adevărul științific și cum facem să îmbunătățim lucrurile acestea pentru că mă amărăsc în continuare și tot încerc să ofer materiale de calitate, dar audiența pe care o am eu nu se compară cu audiența celor care livrează fake news, conspirații, leacuri miraculoase și toate cele. De în aceeași, suntem în aceeași gălată, să zic așa, pentru că și nouă ne e foarte, foarte greu de când am descris clinica de copii. încercăm să livrăm și materiale educative, și lumea vrea mai degrabă doar rețete și cam atât. Uh -huh. Fuge de to toată partea asta, nu știu să spun de ce. Cred că e o nebuloasă și o frică mare, și dacă nu înțelegi ceva, tind să fugi de. El, știi? Și atunci, cred că e de lucrat la partea de educație. Cred că cu cât sunt copiii mai mici, cu atât e mai bine, pentru că sunt mai receptivi și ei s-ar putea să schimbe mai bine lucrurile acasă decât putem să o facem noi. Uh -huh. Și cred că trebuie să avem răbdare. Că lucrurile nu se plădesc așa peste noapte. Din păcate, asta e într-adevăr. Dacă dai un search pe YouTube, nu știu ce, cântăreți versus orice altceva, o să fie dramatică, știi, schimbarea pe numărul de, de căutări, dar nu avem ce face. Cred că trebuie să avem răbdare și să facem lucrurile pe care le facem în continuare pentru că sunt și lucruri care se schimbă, să știi. Mm. Să rămân optimist, să știi, dincolo de țin uh, câteodată să pic, câte uh, pic într-un registru din acesta care pare super trist, dar în sinea mea rămân un uh, optimist Uh, am atins toate punctele pe care eu le-am pus aici. Obezitatea la copii, am discutat. De ce e importantă normă ponderalitatea, uh, apropo de ceea ce spuneai cu trasul prin inel, că nu e bine nici să fii foarte slab, că iarăși sunt riscuri uh, suplimentare. Ce înseamnă zahărul? 25 de grame la femeie, 30 la bărbat. Mare atenție că ne păcălim, că sunt foarte uh, uh, cantități mari de zahăr în majoritatea alimentelor. Suplimentele alimentare, când să le luăm? Vorbim cu medicul la nevoi speciale, la carențe, putem să luăm omega 3, un gram pe zi, expunere, soare, vitamina D, ce facem acum cu sezonul cald amalia. Soarele e puternic, ne expunem la orice oră, yeah. la soare sau mai degrabă dimineața, seara. Mai degrabă dimineața, seara, dar vezi că tocmai uh, vitamina D este doar între 11 și 1 cu cele 15 minute, dacă nu ai nevoie să stai mai mult. Și atunci să știi că inclusiv australienii au deficit de vitamina D, mm. ori pentru că nu mai stau atât de mult afară, ori că folosesc factori de protecție și e bine mai degrabă să folosim factori de protecție și să luăm vitamina D pe gură versus să facem cancere de piele. Da, așa este. Uh, importanța obiceiurilor, cam de ce perioadă ai nevoie ca să-ți faci un obicei sănătos? O lună, două luni, șase luni? 6 luni? An. Da. Dar wow. ai nevoie să fie un obicei uh, pe care poți să-l faci, asta înseamnă ușor și care să dureze puțin. Pentru că dacă durează mult, îți e un efort mare ca să-l faci, s-ar putea să abandonezi până să-ți intre în rutină. Cum slăbim, am văzut respectând aceste sfaturi, mi-am notat aici la punctul 3 prea multe diete Keto, paleo, ducan, ducadam și toate cele, cum să mâncăm sănătos? Regulile de bun simț, pe care Amalia ni le-a spus, și de ce greșim și ajungem în. Situația în care ne trezim cu o mulțime de kilograme în plus și ne e greu să le dăm jos, nu e imposibil. Ar trebui să ne ambiționăm să facem asta că o facem pentru sănătatea noastră. Amalia, unde te găsesc oamenii care au nevoie de încă o dată consult adevărat la medic, nu alte persoane care oferă consultații, nu știu, de care prin anumite medii. La clinicele din Victoriei KiloStop și kilostop junior, uh -huh. asta e foarte important de spus. Vreau să spun încă o dată și mă lovesc cu asta în cabinet. Copiii nu slăbesc cu dietele adulților. Și pentru fiecare Super bine important. să fie un plan personalizat, uh -huh. și cu un ajutor medical versus ceva după ureche. Ok. Stagiul de uh, diabet și bol de nutriție îl faci la Elias? Uh, la Elias și la Paulescu. Și la Paulescu. <laughs> da, Maa. adică mai degrabă acum la Paulescu. Mai am un pic. În toamnă îmi dau examenul, așa Super. Că... Știi că te apreciez foarte mult. Noi ne-am văzut la un moment dat în la Spitalul Sfânta Maria, unde eu făceam da. rezidențiatul, aveam un modul de cardio acolo, cred că pe un USC, o unitate specială de coronarieni. Uh, și tu să te de vorbă cu doamna conferențiar Daniela Opriș, parcă era acolo și eu voiam ceva din cabinetul doctorului Constantinescu, de care mi-e super dor, îl știi, pe Cosmin Constantinescu. Da, da. uh, nu e parcă am făcut reumato? Da. La exact, Sfânta acolo Maria. Da. Uh, am dezvoltat o prietenie atât de frumoasă cu Cosmin Constantinescu. Uh, cred că o să-i exclus să-l la podcast ar fi foarte tare să mi un pahar de vin. Și doamna doctor și e un om deosebit. Să știu. Da, și Anca Bălănescu mm -hmm. și toți. Mi-e super dor de, de cei de acolo din colectiv, pentru că m-am simțit uh, extrem de bine la Sfânta Maria și am învățat medicină adevărată și pe medicină internă și pe cardio și pe reumatologie, că era mm -hmm. patologie de gardă. Și când făceam gărzi uh, fir 3, unde nu prea intram neapărat, fir 2 și ulterior fir 1... Trebuia să știu reumatul că veneau foarte mulți cu puseie de poliartrită, cu lupus și cu toate cele cu artrite. Amalia, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Am vorbit o oră și 23 de minute, informații prețioase care sper, de fapt nu, sunt convins că vor fi de mare ajutor oamenilor, celor care ne urmăresc. Ne dorim cu toții, fiind mai ales că suntem medici, să avem oameni sănătoși. Să nu mai vedem explozie de obezitate în rândul adulților, în rândul copiilor care pleacă din star cu stigmat, cu riscuri mari de a dezvolta boli. Chiar tu ai spus că bolile astea, nu că apar la un moment dat, apar chiar la copii. Da. Te aștepți ca ei să fie mai feriți de, de afecțiuni și ele să apară mai degrabă la nici dar din păcate uite ce înseamnă efectul ăsta negativ al kilogramelor în plus. Și tot ce înseamnă uh, raportarea față de mișcare, somn, hidratare, grijă la alcool, ok, consumi din când în când, dar să nu devină un uh, viciu. Uh, fumatul la fel care are efecte nocive în tot uh, organismul, somnul care ai spus că este extrem de important și încă o dată câte kilograme poți să te îngrași dacă n-ai un somn? 10 kg. 10 kg. wow. aparent să știi că pe riscul de diabet e de 40% aproape ca și cum ai avea o rudă de gradul 1 cu diabet în familie. Wow, mi se pare incredibil și încă o dată oamenii să conștientizeze cât de important este somnul în viața noastră pentru toate liniile de metabolism și pentru a ține riscul cât mai jos pentru aceste afecțiuni amintite. Amalia, îți mulțumesc tare mult și cu mare drag te așteptăm la Vere Podcast, Vasi Rădulescu. Încerc să aduc specialiști care comunică frumos pe înțelesul tuturor, pentru că nu abandonăm misiunea noastră de a oferi informații corecte, verificate științific, care vin din capul unor persoane care au trecut mulți ani grei, grei de tot, prin medicină și care știu cum să se uite la un organism și să facă, să ia cele mai bune decizii pentru pentru binele lui. Îți mulțumesc tare mult încă o dată, Maria. Eu mulțumesc mult. Nu uita să dai subscribe la canalul Vasile redulescu și like la fiecare video pe care îl postăm aici pe canal, pentru că vei fi automat înscris într o tombolă la finalul primului sezon de podcast. Vom alege un câștigător al unui pachet format din telefonul Galaxy S21 Plus și Watch Series 3, ambele oferite de Samsung. Așadar, subscribe și like la videoclipuri pentru că uite ce poți câștiga.